Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. O delegație de la Ministerul Culturii a ajuns în această dimineață la Petrila pentru a evalua clădirile de la mina ce se va închide în curând. Mai mulți oameni au cerut clasarea mai multor clădiri în categoria monumentelor din patrimoniul național. Și acum a sosit momentul în care s-au făcut evaluările la fața locului. Delegația a luat la pas incinta minei Petrila, alături de reprezentanții societății de închideri de mine din Valea Jiului și de cei ai primăriei. Toți au văzut câte clădiri există acum și le-au evaluat măcar vizual, iar întreaga întâlnire a fost supervizată și de cei care au contribuit la declararea ca monument ale patrimoniului național a clădirilor din incintă. Ministerul Culturii a primit mai multe cereri din partea minei și a primăriei de a veni la fața locului, de a constata starea în care se află clădirile în acest moment și de a începe procesul de găsire a unor soluții, astfel încât clădirile monument să fie păstrate sau, mă rog, nu neapărat doar ele, ceea ce e valoros din punct de vedere cultural, dar și procesul de ecologizare să poată continua, de punere în siguranță a galeriilor și de a reda acest loc orașului. Consilierul Ministrului Culturii a agreat ideea că unele clădiri pot rămâne nedemolate, mai ales că deja ministerul s-a pronunțat în câteva cazuri. Dar atât primarul Ilie Păducel, cât și cel al societății care ar trebui să demoleze construcțiile, nu știu ce vor face pe viitor cu ele. Încercăm să găsim soluții comune pentru ca aceste clădiri să fie și menținute, dar în același timp să reușim și să ecologizăm celelalte clădiri care trebuie dezafectate. Noi ne conformăm. Eu am fost unul dintre cei care am luat inițiativa și am ținut ședințe de Consiliu Local la Mina Petrila pentru oprirea tuturor clădirilor din incinta Minei Petrila pentru valorificarea și pe linie economică, și culturală, și turistică, și în toate domeniile, dar să ne fie date fără valoare. Nu am nimic împotrivă să fie clasate sau să se păstreze, dar trebuie să ni se dea soluție pentru către administrația locală, cine le va conserva, cine le va repara, cine le va păzi, cine le va îngriji, pentru că este exclus cu desăvârșire să fie puse sau băgate toate aceste cheltuieli pe bugetul local. Cei care au gândit proiectul de revigorare al minei prin cultură spun că sunt fonduri europene, dar proiectul se va întinde pe mai bine de un deceniu și jumătate. Clădirile, să nu vă imaginați că trebuie polistirenizate, puse termopane și să începem să facem cine știe ce prin toate. Va fi un proces de foarte lungă durată, noi le estimăm, bun, în termeni optimiști, 10-15 ani, deci termeni de mediu și lungă durată. În primă fază ele pot fi pur și simplu puse în securitate să poată fi, să nu pice peste nimeni și să fie în primă fază vizitate incinta și anumite puncte speciale alese de aici, din incintă. Noi la o căutare foarte sumară, sub 15 minute, am găsit două programe europene, programul operațional regional 2014-2020, axa 5.1 și 5.2. 5.1 exact pe reabilitarea patrimoniului construit, sume până la 5 milioane de euro per proiect, iar în partea 5.2 sunt reamenajări spații urbane. Discuțiile s-au purtat la gura minei și acum se caută soluția optimă. Aceea ar fi ca o parte dintre clădiri să nu fie demolate, iar cele nefolositoare să fie rase și să se ecologizeze suprafața rămasă. Cu detectorul de radiații pe holurile și în birourile primăriei. Așa i-am găsit pe angajații unei firme specializate în măsurarea intensității radiațiilor în Uricani, acolo unde angajații au cerut spor de antenă. Tănuț Buhăiescu însă face mai întâi măsurătorile. Funcționarii publici din primăria orașului Uricani au cerut mai mulți bani pentru că lucrează în birouri în care există radiații, date de calculatoare, rutere, ori alte antene, servere și aparate conectate la priză care emit radiații. Conform legii, au dreptul să solicite acest spor, însă Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani, a cerut măsurarea nivelului radiațiilor, contra sumei de aproximativ 3.000 de lei. Funcționarii publici au solicitat, mă rog, prin sindicatul lor, cum au și alte primării, acel spor de antenă, de calculatoare, de, mă rog, ce îi zice. Ca să nu spună că sunt împotriva lor, am făcut conform legii o procedură de respectat. O firmă specializată care să-mi facă aceste măsurători, ei ne vor transmite ce
a rezultat din măsurători, după care va urma o hotărâre de Consiliul Local, o vom transmite spre verificarea legalității prefectura și prefectura îi spune dacă e legală sau nu. Sporul de calculator se încadrează în sporul pentru condiții vătămătoare și poate reprezenta până la 15% din salariul de bază. Legea însă impune întocmirea la această dată a buletinelor de determinare și ulterior acestui moment trebuie înaintată către Ministerul Sănătății, în calitate de ordonator principal de credite, o solicitare privind încadrarea locurilor de muncă în cauză, ca fiind locuri de muncă căror activitate se desfășoară în condiții vătămătoare. Abia apoi urmează stabilirea categoriilor de personal care pot beneficia de acest tip de spor, precum și procentul efectiv al sporului pentru condiții vătămătoare. O adolescentă de 16 ani a fost lovită de o autobasculantă pe o trecere de pietoni de pe drumul național 7 în Simeria. Șoferul mașinii a pierdut controlul volanului, a lovit un stâlp și apoi a ajuns în șanț. O tânără în vârstă de 16 ani a ajuns la spital după ce a fost lovită chiar pe o trecere de pieton pe DN7. Din cauza vitezei și a carosabilului umed, șoferul autobasculantei nu a putut opri autovehiculul în condiții de siguranță. Mai mult a pierdut controlul volanului, a lovit un stâlp, apoi a ajuns în șanț. Am auzit în primul rând lovitura și am ieșit la geam. Și am văzut cum vine partea din spate a basculantei, urmă am văzut cum pică cabluri electrice și am mai văzut vârful la stâlp când l-a culcat jos. Conducătorul autotirului nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil umed, nu a mai reușit să oprească în condiții de siguranță la trecerea pentru pietoni și din nefericire pe trecere în acel moment se afla o minoră în vârstă de 16 ani care a fost acroșată de autotir, a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, totodată autotrenul lovind și un stâlp de electricitate pe care l-a avariat. Traficul rutier a fost restricționat și dirijat de polițiști pe rute ocolitoare. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală. Organizația Județului Hunedoara a Mișcării Populare a anunțat doar 3 candidaturi pentru posturile de primar de oraș și acelea validate cu binecuvântare de la centru. Băsescu este vizibil în Hunedoara când și când, mai ales prin activitatea europarlamentarului Siegfried Mureșan, promovat din patriotism local, fiindcă este de pe aceste meleaguri. Mișcarea populară a ieșit joi pe piață cu 3 nume pentru alegerile locale, toate aprobate de la București. Colegiul Național al Mișcării Populare a validat cele 3 propuneri ale Mișcării Populare Hunedoara pentru funcțiile de primar pentru alegerile locale din luna iunie acestui an. Candidații Mișcării Populare Hunedoara pentru funcțiile de primar validați în data de 16 ianuarie 2016 sunt Florian Copil, Hațeg, inginer, 51 de ani, Adrian Andronache, Petrila, inginer, 34 de ani și Paul Tomotaș, Simeria, economist, 39 de ani. Potrivit reprezentanților Organizației Județene a PMP Hunedoara, celelalte candidaturi pentru municipii și orașe din județul Hunedoara vor fi prezentate spre validare către Colegiul Național al Mișcării Populare în luna februarie. Lumea creștin-ortodoxă din Petrila este duminică în sărbătoare. După aproape un secol, aici s-a construit o nouă biserică, iar târnosirea ei are loc în prezența episcopului Devei și Hunedoarei, Gurie, dar și a sutelor de credincioși care sunt așteptați din zorii zilei la slujbă. Biserica ce va purta hramul Sfinților Petru și Pavel se vrea un leagăn al tuturor celor din Petrila, iar preotul care va sluji aici spune că are în plan să-i aducă la hram pe toți cei care au luat drumul străinătății. Duminică va fi târnosirea noii biserici petrilene, care de foarte mulți ani nu s-a mai construit o biserică ortodoxă în orașul Petrila. Se apropie de 90 de ani. Având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, un hram de vară frumos, în care ne dorim pe viitor să facem și o nedeie în curtea bisericii și ne gândim să facem ca o întâlnire a fi orașului. Știm foarte bine că, datorită multor factori, mult tineret a plecat din zona noastră. Și îmi doresc ca cei rămași aici să-i cheme pe copiilor, nepoților, la hramul bisericii să fie ca o întâlnire a familiei, o întâlnire a dragostei, a bucuriei.
Biserica va avea și proiecte sociale și unul dintre acestea va fi în parteneriat cu Salvați Copiii. Asta pentru că programul organizației se desfășoară de luni până vineri și în weekend cei peste 120 de copii nu au sprijin. Noi ne dorim ca acesta să intervenim sâmbătă și duminică, adică parohia, biserică să suporte pentru ei gratuit, pregătirea la școală, meditații gratuite și o masă pe zi la toți copiii, o dată sâmbătă și o dată duminică. Proiectul bisericii, care va fi inaugurată duminică dimineață, mai prevede și realizarea unui centru de îngrijire al bătrânilor la Lonea, iar până acum primăria a alocat aproximativ 300.000 de lei. Pot să vă spun că din partea primăriei și a Consiliului Local, cred că s-au atribuit pe timpul a 3 ani în jur de 3 miliarde de lei ca și sprijin financiar. Pe lângă acestea am înțeles că au contribuit și alte persoane fizice cu sume mult mai mari. La Târnosire va fi prezent un sobor de preoți și chiar preasfințitul Gurie, episcopul de Vești și Hunedoarei. Slujba începe la ora 8 dimineața, așadar, începând de la finele acestei săptămâni, cartierul 8 martie are propria biserică, lucru agreat de credincioși, chiar dacă nu toți merg la biserică. Foarte bine, decât cârcium și asta, mai bine biserici. Veți veni aici duminica? Da, păi stau aici, chiar în scara asta. Și cum e să aveți o biserică în fața blocului? E foarte bine, pe ales pentru noi bătrânii care ne doar picioarele, avem probleme. Este foarte bine că s-a făcut, era nevoie, că mai vin oamenii ăștia mai bătrâni, merg mai greu, până jos acolo avea mult de mers, așa că e o chestie destul de bună. Am fost născut, crescut în epoca aia, nu știu ce să spun. Nu veți merge la biserică? Nu, n-am fost niciodată până acum, nu mă duc nici de acum încolo. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem luni la 17:30. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!